Eu cred că Maia Sandu pierde la capitolul încrederea populației datorită acestor încălcări flagrante la startul campaniei electorale. Pe de altă parte, vedem că din nou plimbări cu câinii, tot felul de acțiuni de PR, în stilul democraților, în stilul, să-l pomenim de bine, pe Sergiu Sârbu, când ba era pe cal, ba era pe măgar, ba era cu sapă, ba era pe tractor. Mai s-a chiar la asta, ați ajuns? Noi am fost oponenți politici, concurenți electorale, 2016 și 2020, dar aici chiar se trece limitele PR-ului. Asta înseamnă doar un singur lucru. Asta înseamnă frică. Asta înseamnă disperare. Asta înseamnă că nu merge așa cum credeați că va merge. Noi v-am spus despre acest lucru. Noi asta aceste legeri le veți pierde, dacă ele vor fi corecte. Dar noi vom face tot posibil să fie corecte. De ce? Nu faceți lucrurile astea, vă dați de râs. Ba cu câinile, ba cu vâsla, ba cu furca, ba cu pahar de gin, ba cu pahar de chifir. Poate ajunge. Coborâți pe pământ și începeți să lucrați pentru oameni.